SSMS Latina s-a deplasat weekendul care tocmai s-a încheiat la Vâlcea, unde a întâlnit ocupanta locului 2 în clasamentul seriei. Meciul a fost unul aprig disputat, iar handbalistele noastre au fost conduse pe tabelă de la începutul jocului și până la final. Ținând cont că am întâlnit o echipă care are în componență jucătoare care sunt campioane mondiale, nu este previzibilă, dar au o echipă foarte bună, au evoluat foarte mult de anul trecut. Acum sunt mult mai mature în joc. A fost o diferență cam mare pe tabelă. Diferența mare de valoare nu a fost, dar am prins și noi o zi foarte proastă, am ratat foarte mult. Jucătoarele slătinene au încercat să se mobilizeze și să preia controlul meciului, însă acestea nu au reușit acest lucru, în condițiile în care s-au confruntat și cu probleme în lot. Cu toate acestea, galeria echipei slătinene le-a susținut pe fetele Anei Maria Hamciuc pe tot parcursul meciului. În primul rând, în săptămâna meciului, trei jucătoare nu au făcut antrenament fiind accidentate. Ne-am accidentat la antrenament. Diana, care a avut o intervenție chirurgicală la cot, Stribla, care are o ruptură musculară la gambă, și Ciochia, care are ceva probleme la genunchi. După meciul susținut pe terenul echipei vâlcene, CSM Slatina ocupă locul 5 în clasament cu 6 puncte acumulate.